Bună ziua, dragii noștri, din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei Tradiția Vie a Spiritualității Creștine, o campanie desfășurată pe site-ul editurii Herald. De asemenea, toate materialele, toate interviurile cu invitații noștri le găsiți pe pagina oficială de Facebook a editurii Herald și pe canalul de YouTube. Astăzi este alături de noi Andrei Găitănaru, istoric al ideilor, psihoterapeut și mulțumim foarte mult pentru prezența la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise. O carte remarcabilă în această frumoasă colecție, în colecția Spiritualitate Creștină. Este vorba despre Suflet și Înviere, despre învățătura creștină, Sfântul Grigorie de Nisa. Despre Suflet și Înviere abordează doctrina despre existența Sufletului conform cu învățătura Sfintei Scripturi, constituindu-se într-o apărare a adevărurilor și a tradițiilor Bisericii cu privire la învierea trupurilor. Despre credința creștină este una dintre cele mai importante, am putea spune, cele mai importante opere, lucrări ale Sfântului Grigorie de Nisa, dacă nu chiar cea mai însemnată. Ea abordează aspecte principale ale învățăturii religioase, cauza păcatului, scopul, motivul întrupării lui Dumnezeu, răscumpărarea, botezul, Euharistia și raportul dintre recompensă și pedeapsă. Iată o carte, spun eu, la fel de importantă ca și celelalte despre care noi am mai vorbit în această frumoasă colecție, Muntele Tăcerii de Kyriakos Markides sau Meister Eckhart, Benedictus Deus, Norul Necunoașterii, Sfântul Ioan al Crucii, Noaptea Întunecată, de asemenea Castelul Interior, Sfânta Teresa de Avila. Ce poți să ne spui legat de învățătura Sfântului Grigorie de Nisa, cât de importantă este ea și de ce este o carte pe care noi astăzi o recomandăm cititorilor noștri, mai ales celor care sunt pasionați de zona aceasta de spiritualitate creștin-ortodoxă? Bun regăsit, în primul rând. Mă bucur mult că putem vorbi despre această carte minunată și despre acest autor aparte, pentru că Sfântul Grigorie de Nisa este într-adevăr unul dintre cei mai mari teologi ai bisericii. El este fratele Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, este unul dintre cei trei părinți capadocieni, adică din Cezarea Capadociei, secolul IV, unul dintre primii părinți, unul dintre părinții primelor secole ai bisericii, care oferă o învățătură care o învățătură ce stă la baza oferă tratate, pardon, care stau la baza învățăturii creștine. Au pun în expresie într-un mod desăvârșit, extrem de grăitor, de viu și în același timp de pătrunzător adâncimile de sens ale teologiei creștine. Dintre părinții, cei trei părinți capadocieni, poate că Sfântul Grigorie de Nisa este poate cel mai, hai să zicem, o să folosesc un cuvânt de care de obicei mă feresc, și anume mistic. Evident, toți părinții sunt mistici, în sensul în care vorbim despre mistic ca un nou sens inițiat celor care sunt pregătiți să-l primească. Cuvântul mistic vine din grecescul miuein, care înseamnă a închide ochii și a-i deschide în același timp. Cu alte cuvinte, a-ți lua privirea de la un anumit aspect și a vedea ceva cu totul nou, a primi un alt sens. Spun că este mistic pentru că el vorbește poate mai mult decât o fac ceilalți părinți, ceilalți doi părinți capadocieni, despre o realitate foarte importantă și prețioasă a tradiției teologice. Vorbește foarte frumos despre focul Dumnezeirii, despre iubirea infinită a lui Dumnezeu și despre urcușul infinit al omului către Dumnezeu. Urcuș care poartă un nume, are un concept anume în teologia sa, și anume epectasis, vorba despre un urcuș fără de
sfârșit. El chiar la un moment dat în acest tratat vorbește despre acest turcuș și spune și citez: lucrarea iubirii n-are sfârșit, fiindcă nici binele nu are margini, așa că iubirea se sfârșește odată cu binele. Căci limita binelui nu e altceva decât contrariul lui, iar natura care nu acceptă răul va înainta spre binele nesfârșit și fără de margini. Însă, pe lângă această expresie, în spatele acestei expresii se află și o înțelegere profundă a relației dintre om și Dumnezeu, în care omul este chemat să se îndumnezeiască. Este specific părinților capadocieni dezvoltarea acestui segment de teologie creștină în care se vorbește despre distinția între chipul lui Dumnezeu și asemănarea cu Dumnezeu. O trimitere directă către pasajul Genezei în care se spune despre intenția lui Dumnezeu de a-l crea pe om după chipul și asemănarea sa. Omul fiind creat doar după chipul, nu după asemănare, pentru că asemănarea este un proces infinit, acest urcuș care este infinit în durată. Și este infinit în durată pentru că Dumnezeu însuși este indeterminat, cum spun părinții capadocieni, Sfântul Grigorie de Nazia, Sfântul Vasile cel Mare și Sfântul Grigorie de Nisa spun, vorbesc despre taina dumnezeirii și despre Dumnezeu spunând că acesta este apeiron, adică indeterminat. Ori urcușul spre cel ce este indeterminat, cel ce este infinit, nu poate fi decât infinit. Iar în acest tratat se vorbește despre acest urcuș. Tratatul este important și pentru că el este unul dintre cele mai remarcabile scrieri care dau seama de o antropologie creștină. Pentru că, de fapt, tratatul pleacă de la distinția fundamentală dintre corp și suflet. Urmează o discuție pe larg, este desfășurată o discuție pe larg despre natura sufletului în acest tratat. Este, dacă vreți, un tratat dialogal, foarte, ca să zic așa, grecește scris. Este el care întreabă, iar învățătoarea sa, cea care îi oferă răspunsuri și îl îndrumă. Iar această îndrumare trece printr-o serie de respingeri ale unor învățături concurente. Învățături care sunt fie specifice spațiului grecesc, a unei anumite antropologii, cum îi spune, grecești antice, fie de asemenea este și un segment important în această lucrare, nevoia de respingere a unei erezii, și anume erezia apocatastazei. Este o erezie origenistă, erezie în sensul că este o învățătură origenistă de secolul 1 în care Origen, important, autor foarte important al corpusului creștin, a spus și lucruri care nu au putut fi acceptate mai târziu de doctrina bisericii. Iar învățătura apocatastazei, erezia apocatastazei, vorbește despre nu doar despre o mântuire integrală a tuturor sufletelor create de Dumnezeu, ci într-un fel despre o mântuire a acestor suflete printr-o reîntoarcere la stadiul lor inițial. Ca și cum sufletele cad, asta este imaginea lui pe care Origen o descrie, sufletele cad și ajung în această, cad în lumea materială, propriu-zis, după care apoi, prin înțelepciune divină, se reîntorc într-un stadiu, în stadiul lor inițial. Ori, în acest tratat, despre suflet și înviere, Sfântul Grigorie de Nisa, împreună cu învățătoarea sa, care e și sora lui, Sfânta Macrina, cumva respinge această învățătură, dar o face în maniera, ca să zic așa, a părinților capadocieni. Acum, părinții capadocieni erau foarte atrași de origeniști. De origenism, propriu-zis, pentru că, de fapt, Sfântul Grigorie de Nisa și Sfântul Grigorie și Sfântul Vasile cel Mare sunt cei care pun bazele filocaliei. Ce este filocalia?
la începutul ei, este de fapt o culegere de texte din învățăturile lui Origen. Pentru că atitudinea părinților capadocieni și a altora ca ei este aceea că e de ce este prețios din Origen trebuie cules și pus deoparte și apreciat. Deci trebuie extras sensul prețios, așa cum dragostea pentru frumos trebuie cultivată în orice fel de grădină. Și respins tot ceea ce este buruienos. Ca atare, efortul părinților era acela de a extrage sensurile prețioase din învățătura originistă. Aici, în tratatul despre suflet și înviere, vedem și cealaltă mișcare foarte necesară, și anume de respingere a aspectelor periculoase. Ori se vede destul de clar, spun destul de pentru că încă sunt exegeze și studii care pun în chestiune măsura în care Sfântul Grigorie de Nisa totuși nu cade în erezia apocatastazei. Unii spun că da, dar în principiu comentariile cele mai avizate sunt convergente și spun că nu este vorba neapărat despre o cădere în erezia apocatastazei. Dar Sfântul Grigorie de Nisa insistă de mai multe ori în interiorul acestui tratat, spunând că nu este vorba despre o reîntoarcere la un stadiu inițial, ci că este mai degrabă vorba despre o pedagogie, despre dorința lui Dumnezeu de a atrage la el, spune el Sfântul Grigorie de Nisa, de a atrage la el tot ceea ce este propriul lui, tot ceea ce este de la el. Și atunci spune el, sufletul omului căzut sub dărâmăturile păcatelor intră într-un proces de extragere din aceste dărâmături, un proces care presupune suferință. Un proces care duce în cele din urmă către Dumnezeu. Și o să citez puțin din ce spune chiar el. El zice, întrucât fiecare natură atrage către sine ceea ce este înrudit, iar omenirea e întrucâtva înrudită cu Dumnezeu, deoarece poartă în sine asemănarea cu originalul, apropo de această teologie a chipului și asemănării, asemănare ca proces infinit de dobândire a asemănării, propriu-zis, sufletul este atras în mod firesc către ceea ce este dumnezeesc și înrudit cu el, căci Dumnezeu păstrează cu orice preț ceea ce e al său. Și când sufletul este ușor și neîmpovărat, fiindcă nu l-apasă nicio trebuință trupească, drumul către acela care îl atrage la sine este blând și ușor. Dar când sufletul este ținut de cele materiale, cu cuiele patimii, atunci cu el se întâmplă ca și cu trupurile strivite în grămezile de dărâmături pricinuite de un cutremur. Căci tot așa cum trupurile vor fi sfâșiate și vor îndura tot ce e mai chinuitor, întrucât molozul le apasă și cuiele le sfâșie din pricina forței apăsării, o astfel de suferință îmi pare a îndura și sufletul atunci când puterea dumnezeiască, din iubirea sa pentru oameni, scoate din fărâmăturile materiale și trage la sine ceea ce e al său. Deci, vorbim despre o pedagogie, vorbim de fapt despre o terapeutică. Tratatul acesta este minunat și pentru că vorbește despre pronia purtătoare de grijă a lui Dumnezeu, vindecătoare și tămăduitoare, care se îngrijește ca ceea ce se dumnezeiesc în om să se întoarcă la Dumnezeu. Sau, într-un fel, ca prin ceea ce se dumnezeiesc în om, omul să se îndumnezeiască. Și în felul acesta, într-un fel, Sfântul Grigorie de Nisa, în acest tratat, arată că nu este vorba despre o reîntoarcere într-un stadiu inițial, ci plecând de la datul păcatului și al căderii în păcat, omul și sufletul omenesc intră într-un proces de tămăduire, într-un proces terapeutic, doctorul fiind Dumnezeu, cel care caută să-l vindece pe om, să-l aducă la el, din iubire pentru om. Ca atare, nu este pur și simplu vorba despre o întoarcere într-un stadiu inițial, ci despre o devenire. Și de asemenea, un lucru important pe care îl spune Sfântul Grigorie de Nisa, nu este garantată neapărat întoarcere. Adică, undeva cumva, asta e un lucru care îmi place foarte mult la el, se simte cumva nădejdea în el că tot omul se va mântui. Și că dragostea cea infinită a lui Dumnezeu
va întoarce fiecare om și îl va vindeca. Însă, zice tot Sfântul Grigorie de Nisa, că nu este neapărat garantat că lucrul ăsta se va întâmpla. Lo spune la un moment dat, de aceea trebuie să avem grijă fie să ne păstrăm sufletul neatins de mânjirea păcatului, fie dacă lucrul acesta e cu neputință, din pricina slăbiciunii naturii noastre, abaterile noastre de la virtute să fie cât mai mici și lezne de vindecat. Și aici iarăși foarte frumos că este o antropologie terapeutică, lucru care transpare din această scriere a Sfântului Grigorie de Nisa. Miza nu este judecarea omului, ci vindecarea lui. Este un tratat în care se vorbește despre om ca fiind creația lui Dumnezeu, care, despre un om care caută să ajungă la Dumnezeu și pierde paradoxal legătura cu el, dar Dumnezeu nu-l lasă, ci caută să-l vindece și să-l reîntoarcă. Iar drumul acesta poate fi unul fie ușor, fie unul foarte dureros, drumul acestei reîntoarceri. Iar întâlnirea cu Dumnezeu este minunat evocată de Sfântul Grigorie de Nisa și aici este, mă întorc la acel aspect al vederii lui Dumnezeu, vederii dumnezeirii, vederii focului, harului lui Dumnezeu, adică prezența lui Dumnezeu. În acest tratat se vorbește despre Dumnezeu ca despre un foc de o iubire infinită care copleșește sufletul omului și îl vindecă în același timp. A zice că pentru oricine este interesat să înțeleagă antropologia creștină, adică felul în care omul este înțeles în bipartiția sa, trup-suflet, relația dintre trup și suflet, natura sufletului, scopul omului, felul în care acest scop a fost deturnat, felul în care Dumnezeu caută să vindece această deturnare pentru a-l chema la realitatea întâlnirii cu Dumnezeu, cu focul dumnezeesc, pentru un astfel de om interesat de astfel de subiecte, tratatul este de neocolit. A zice că oricum este un tratat mult prea important încât să nu fie citit de către, a zice, orice creștin al zilelor noastre sau de orice om care este interesat de învățătura unei religii importante, pentru că este foarte foarte viu și foarte cu sens abordată tema suferinței. Trăim într-o societate în care suferim, trăim într-o lume în care suferim, în care n-am vrea să suferim, am vrea să trăim mai degrabă hedonist, dar uite că nu se poate. Ne este cumva imposibil să nu dăm cu ochii de suferință și să nu ne întâlnim cu partea de suferință a vieții. Iar acest tratat, într-un fel, răspunde unor întrebări. De ce este necesară suferința? La ce bun ea? De ce simțim suferința, de fapt? Ce înseamnă suferința? Atașamentul nostru față de anumite lucruri, față de lumea aceasta, frica de a le pierde, durerea de a nu le avea, durere care este trăită de sufletul, inclusiv de sufletul care este extras de sub dărâmăturile acestei lumi. Și el cum este extras? Este extras fie prin moarte, fie prin experiențe potrivnice, propriu zis, care îl fac să scape din mâini lumea de care el se agață, pe care dorește să o rețină. Nu poate. Asta îi provoacă suferință. Dar miza este aceea, de fapt, de a înțelege care este scopul acestei detașări, acestei desprinderi, și scopul acestei trageri. Și dacă vrem să vedem poate o imagine extrem de grăitoare a acestei extrageri, ne putem uita la icoana praznicului Învierii. Este numită și icoana pogorârii la iad a lui Hristos. Este acea icoană în care Hristos pășește pe cele două uși
spulberate ale iadului, care sunt căzute în formă de cruce, și de acolo trage cu putere de o mână pe Adam și de cealaltă mână, cu cealaltă mână pe Eva. Și efectiv este această imagine a tragerii în sus, a unei extrageri. Icoana aceea arată foarte frumos exact ceea ce descrie aici Sfântul Grigorie de Nisa, această tragere pe care Dumnezeu o face cu noi către El, de sub dărâmături, de sub dărâmăturile iadului, propriu zis. Dragii noștri, am vorbit astăzi alături de Andrei Găitănaru, istoric al ideilor și psihoterapeut, despre o carte superbă pe care noi vă o recomandăm cu mult drag, cu multă căldură, despre suflet și înviere, despre învățătura creștină a Sfântului Grigorie de Nisa, carte publicată în colecția Spiritualitate Creștină a Editurii Herald, carte care de asemenea se află în campania online de pe site-ul Editurii Herald, Tradiția vie a spiritualității creștine. Noi vă mulțumim că ați fost și astăzi alături de noi. Cum spuneam puțin mai devreme, cartea o găsiți pe site-ul Editurii Herald. Ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci aveți o zi binecuvântată și lectură plăcută. La revedere, numai bine!